Bună ziua, cu angajarea! Baby, interesant! În găurile ce-mi place să dau găuri. Dar aici am multe modele. Uite, ți arăt așa... Alo! Mâncamez banana! Alo! Alo! N-ai semnal aici, că din cauza la metal nu-i semnal. Ok, sunt la 19-20, dar n-avem pe aici. Ce crezi? Mă joc chiar cu Lego la 28 ani. Și amănuțele fine face uf. Doamne, dacă mai am răbdare. Așa lucrăm la... Da. Nici centimetri, ca... nici milimetri. La finalul zilei să primești o felie de pâine. Haideți cu mine, haideți. Bună ziua, cu angajarea? Da, intră. Ai, nu. Băi, oameni buni, a venit frig. Nu mai țin. S-a scumpit gazul, s-au scumpit lemnele, s-a scumpit tot. Și trebuie să caut de muncă, că nu mai pot. E groasă. De aceea am mai venit la Technoclass să caut și eu un loc de muncă, că nu se mai poate. Cât să țin de buzunar? Mamă, ce hală elegant. Să trăiți! Bună ziua! Ștefan Ciuclescu este numele meu. Dragoș Marinescu. Îmi pare bine să vă cunosc. Domnul Dragoș, vorba românului, caută muncă. Am înțeles, ați văzut anunțul. Am văzut și anunțul și am venit direct încoace, că n-am mai stat pe lună. M-a bătut nevastă mea acasă, de-aia stau puțin mai așa, că bine. A avut aveți un făcălețul greu. Nu prea, dar facem dacă trebuie. Am înțeles. Avem de făcut destule sau? Avem de făcut, chef să avem. Înclinație, plăcere. Înclinație la ciumă. Bine, că o să vă arătăm. Ați mai lucrat în vreun domeniu? Da, am mai lucrat. Am lucrat în fermă, am lucrat peste tot unde am lucrat. Au fost oamenii foarte mulțumiți. Important e că n-am rămas. Da, am înțeles. Hai să vedem dacă aici o să îți plac. Aici e la interior, e muncă de 8 ore. Da. E muncă de noapte sau de... Muncă ore, de 8 orele dorm. Și aici la Technoclass ce ați avea pentru mine? Aici putem să te punem să lucrezi, să faci piese din cauciuc, piese din plastic, piese industriale cum cer clienții. Bun, haideți să facem actele și după aceea vă spun eu că o să vă placă. Da? O să aveți nevoie de un salariu mai mare. Gândiți-vă bine la cine îl uitați. Am înțeles. Să vă dăm costumație. Sexy madafaka. Sexy. Haideți că stă bine. Domnul Dragoș. După uniformă... Ei, acum dăm noroc și ca angajat. Ucenic. Ucenic. Angajat, mai vedem. Deci, prima dată, dacă uniforma e bună... Da, este. E primul lucru e care... E un pas înainte. Am înțeles. Hai să-ți arăt despre ce e vorba. Fii foarte atent unde sunt lucrurile de periculozitate, să nu ne prindem mâini și toate cele, să fim atenți. Doamne ferește, cu ce lucrăm? Nu lucrăm cu picioare, ar trebui să lucrăm cel mai mult, ar trebui să lucrăm cu mintea. Dacă lucrăm cu mintea, nu lucrăm cu cârca. Ce bine că n-am avut niciodată la mine. Dacă uneori muncile sunt grele că nu ne folosim minte. Corect. De aceea și vorba unde nu-i cap, vai de picioare. Da. Aici e partea de atelier mecanic, piesele noastre sunt piese care se fac prin matrițare. Asta înseamnă că dacă nu ai matriță, nu poți să faci nici piesa. Deci păi ești tu, poți să iei foarte ca și să încerci să... Cu asta, nu mă grăbesc. Păi... Dar văd că asta face? Asta e matrița care e acum, are aici. Mai avem aici diferite modele de matrițe. Da, iar aici multe modele. Uite, ți arăt așa... Alo! Mâncamez banana! Da, alo. Așa e și zice, așa e... Alo, așa e și n-ai semnal aici, că din cauza la metal nu-i semnal, nu-i GSM. Și nici cablul nu mă ajută. Da, nici cablul. Am observat. Meseria nu este grea. Trebuie să ne strângem și în jurul bradului, alături de... Da, așa înveți. Uite. Să trăiți, eu sunt Ștefan, pare bine. Uite, vezi, dacă angajăm copii aici, o să fie foarte mulțumiți. De-aia nici nu poți să nu spui că vrei un salariu mare, că... Ai concurență. La piesele astea vor fi alte piese care vor fi mai dificile, vezi? E o vopseală psihică, că trebuie să fii atent.
bucata asta care rămâne, asta o să o măcinăm și o să o refolosim. Uite, ia și tu. Deci nimic nu rămâne. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Ia să vedem dacă mă descurc. Chiar atât de greu. Uite așa. Așa rămâne. Astea le luăm de aici, nu? Da. Lăsa să scleau eu, cred, până la urmă de asta. Eu sunt sclav ăla. Care trebuie să le fac pe toate. Uite, le facem așa, bagă-le în sac. Le băgăm în sac? Așa, da. Ok. Așa. Și venim cu ele, aici e moara. Ce face? Macină materialul ăsta. Nu băgăm mâna niciodată. E un utilaj care în pornire. Sau asta? Uite, vezi, are niște lame acolo. Uh-huh. Alea sunt o problemă. Așa trebuie să iasă. Foarte interesant. Încercăm? Încercăm. Moara? În ea băgăm culeea. Ți-am arătat cum se toacă. Și astea le pun în ăla? Da, după ce îl pornim. Deci, de aici încolo lucrăm noi. De aici încolo lucrează ea. Bun. Așa, da? O pornim. Așa. Ia acum în gol. Și începem să punem. Luăm cu mâna. Și da? Punem câte puțin. Uite așa. Aha, gata, am înțeles. Lăsăm puțin să se... Dacă o umplem prea mult, să treacă. Și dacă da. Am pupa. Mai vrei? Mai vrei să mai îmi dai? Așa. Bagă, că se aude. Auzi domnul, că e goal acum. Da, merge în gol, practic. Mai pune-l aici, că nu mai avem loc, da. E perfect. Asta putem să oprim acum, nu? Materialul ăsta. Uite-l aici. Aha, deci tot ăsta? Așa. Haideți cu mine, haideți. Îl amestecăm. Așa vine el de la fabrică. Așa vine 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 de la fabrică. Da. Aici îl punem și acolo ies piesele. Le amestecăm 10-15%, putem să punem din ăsta un material nou. Așa vine de la fabrică. E un material care dacă piesa mea a ieșit defectă, nu arunc la gunoi să fie incinerată. Poți să-l refac. O refolosesc. Și atunci orice material plastic are capacitatea asta. Dar se bagă în asfaltul după stradă, să fac băncile din parc care nu sunt foarte pretențioase tehnic și atunci toate materialele astea plastice sunt foarte bune când le mai folosim în toată deci, și nu omorâm. Deci dumneavoastră protejați natura în felul dumneavoastră. În felul nostru și nu o protejăm pentru că amestecăm și nu aruncăm la gunoi. Aici avem panoul central, nu? Panoul central, da, unde are el temperaturile și are... Aici are un programator acolo cel alb, acolo îi punem noi timpul de injecție, timp de răcire, în funcție de fiecare piesă, de specificul ei. Și câte picioare scoate asta pe oră? Hai să le mulțim. Acum trag de ăsta. Trage, da, cum mai cu curaj, că nu se întâmplă nimic. 6, 12 și cu 12, 24. Nu stă mașina, apasă pe buton pe start să plece din nou. Iarăși și dacă vrei să faci o socoteală, vezi timpii, adună timpii de acolo și știi câte piese ți sunt primit. Sincer să fiu, la matematică era oră de sport. Înseamnă că nici la salariu nu o să știi să aduni să socotești. E, la bani e altceva. E. Acolo când vine vorba de cât ai luat, cât ai pe foaie și cât ți se dă în mână, faci un calcul. Scos de acolo în continuare, da. Îi dai din nou start. N-a rămas nimic, da. Să vede, da, lucrăm cu... Și start. Da. Și în timpul acesta noi trebuie să curățăm la dopuri. S-a deschis mașina. Închide mașina. Ia mânuțele fine, face uf. Graba strică treaba, colegul. E foarte bine. Bun. Și alea le adunăm și odată pe zi sau la două zile, în funcție de cum se adună, le măcinăm. Nu stăm să măcinăm. Eu cred că vreo 10.000 de bucăți. 10.000 de bucăți? Maxim. E ok, adică mă descurc, zic eu. Eu înțeleg că domnul Dragoș m-ar angaja, de-aia e alta. Vreau eu. Și când s-a umplut cutiuța? Mergem cu... Luăm banii? La ambalat. Nu. Nu. Mă scuzați. Eu prost. Care de aici? Hai, la zona de ambalare să-ți arătăm. Tăiere plăcută vă doresc. Să trăiți!
aici e zona de ambalat ca să le bage la pungile de plastic. Mai avem aici. Și le arunc în ăsta? Da, poți să le vezi și să-i dai cutie înapoi. Migăleală și mie nu-mi place migăleală absolut deloc. Șeful! Hai la muncă, șef! Da, e așa doritor de muncă, ești? Nu, dar vreau să plec și acasă. Stai liniștit, 10-12 ore să muncești și până sigur să plecă. Sigur! Dacă vrei să ai un viitor. Ai copii? Nu. Dacă ai fi avut copii, trebuia să muncești și mai mult, așa, într-un fel e bine că... Până la urmă, tot pentru mine muncesc, deocamdată. Uite. Și aici ce face? Doamna Geta curăță, dar în timp ce curăță piesele, le și observă, ca să ce e bun le pune aici, deci, practic, ce nu, le dă deoparte. Practic, doamna Geta curăță acest surplus de cauciuc. Surplus de cauciuc, da. Acolo doamna Geta, aveți nevoie de ajutor? Și de multe ori, și eu mă uit unde e o piesă, dar nu știu unde e ciupită. Asta? Vezi? A dat-o deoparte. Uite, vezi, am învățit de două și n-am văzut-o, vezi? E ciupit acolo și... Deci doamna Geta a știut că aici s-a dus cauciucul mai mult. Și nu e bună și a pus-o deoparte. Doamna Geta? Ești aici. A, și ăla? E tu? Oricum nu vede nimeni. Păi și ce dacă nu contează aspectul? Eu, ca și producător? Ia, uite. Tu ai cumpărat-o de la magazin? E o mică mare diferență. Nu lăsăm noi să treacă de noi, chiar dacă piesa e în întuneric, nu se vede și ce. E, cum ne prezentăm la ea la client. Un milimetru de cauciuc. Da. Asta e meseria grea, doamnelor, vezi? Iar e de migăleală și mie nu-mi place migăleala nici să mă bați. Să stai cu forfecuța, ai văzut cum stau doamnele? Te chinui! La mine de migăleală... Ce zodie sunteți, doamna Geta? A, păi de-aia sunteți așa, vreți la acolo să fie totul ca la carte. Acum am început-o pe asta la altă. Nu mai răbdă, cu asta nu mai răbdă. Mamă, ce dor mi-era de macetă ultima dată când am folosit maceta. Deci diferență de o palmă. Pe lat, nu pe lung. Asta e dumneavoastră, vă, că... Ăsta e cauciucul crud, care vine de la altă fabrică. E cauciucul nevulcanizat. Amestecul de cauciuc. Așa, deci așa vine cauciucul, asta e materia primă. Avem două tipuri de matrițe. Matrița care băgăm cauciucul direct și iese piesa din cauciuc. Ca asta, o să o vezi la presa mică. Okay. Sau cealaltă care avem miezul, armătura aia, și trebuie să fim foarte atenți cu ea. E fierbinte, pune mâna ușor pe ea. Nu vreau. Să nu ne... Acasă sunt sensibil la mână, adică la buricile degetelor chiar sunt foarte sensibil. Păi trebuie să te arzi, că dacă nu te arzi, nu vezi meserie până n-ai câteva pete de arsură. Nu, mulțumesc. Da. Deci deschid mașina, sunat. Da. Deschid. Vezi motorul și deschid matrița. Ok. Da? Scoate bavura. Scoate bavura de acolo, da? Scoate piesa caldă. Cred că e la fel, nu? Cu asta. Așa, curățăm bavura prima dată. Asta e la fel, nu? Da, relativ simplu. Și acum o lăsăm să se răcească. Acum urmează să... O punem pe asta la altă. Curățăm, ne uităm, suntem atenți să nu prindem ceva. Așa. Și tot așa, da. Ca și în partea cealaltă, iar îi mai dau drumul, da, iar... facem două, trei presări aerisit ca să... Ok. Da. Dar nu dai până sus de tot. Exact. Spui tu când să oprească. Ajungem la un nivel în care ne oprim și o luăm ușor. Gata, te oprești și dai câte puțin. Așa, dai câte acum, vă că ai intrat. Să dai câte puțin. Gata? Motorul. Curățăm bavura. A, pe deja te-a.
E mai mult de migăleală așa, nu e forță brută cum no, sunt în alte, e dar e mai mult de e mai mult de migăleală. Și de atenție că sunt fierbinți. Hai să mergem la specialitatea casei. Mai am nevoie de mănuși? Am ajuns la locul special. Deocamdată mi s-a spus să aștept aici și eu aștept cu mințel. Și mă joc cu șarpilii. Nu mușcă șarpile, ăsta ai ajuns la locul special. Uite, colegul ți-a oferit și scaunul lui de președinte. A, altceva? Deci m-am pus jos. Adule. A, și noi trebuie să-l facem așa? Da, doar nimic. Uite-te la mâna, uite-te la mâna lui. Uite-te la mâna lui. Vezi, alea? Nu poți să o pui invers. Mi-a plăcut când eram mic să mă joc cu Lego. Acum, ce crezi? Mă joc chiar cu Lego la 28 de ani. Câte de-astea trebuie să fac? 11? 2, 4, 6, 8. Eu prind repede și uit greu. La. Și acum încă un metru. Ca la scorpioni. Interesant. Deci chiar am plecat așa cu niște lucruri. N-ai văzut totul că sunt. Ia. Că până la urmă tot mai trebuie să fac ceva înainte să plec. În găurele ce-mi place să dau găuri. Să trăiți. Să trăiți. Da? Până când? Până găuri mai. Așa. Nu e strâns. Și din asta dau ușor. Nu te grăbi că până diseară numai din asta trebuie să faci. Cum adică până diseară trebuie să fac doar asta? Mai trebuie să dau o gaură dacă nu mă dacă mi-a zis șeful să fac asta până diseară. Dacă mi-a zis șeful că până diseară trebuie să dau doar găuri. Asta a fost pentru ziua de astăzi și trag. Și trag până mâine dimineață tot trag. Vă salut. Vă doresc o seară plăcută și o săptămână ușoară. Adică. Păi da, că noi acum facem testimonialul, eu m-am oprit în dagăuri. Voi plecați și eu rămân la dagăuri.